Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice. Vom încerca astăzi, 28 mai, să facem o altoire în Z, o altoire în verde. Știu că nu au început sezonul altoilor în verde, din păcate abia în iulie. De fapt din iunie, iulie și august, dar cu precădere din luna iulie până în, la sfârșitul lunii august se face această altoire. Vom încerca să facem pe un cachi din semințe cu un altoi de cachi vanila. Vom vedea în următoarele săptămâni după altoire dacă va avea vreun rezultat sau nu. Așa. Voi încerca să opresc doi mugurași. De fapt, trei, că tot e un aici. Să vedem imediat. Avem și mănușile de Kevlar. Vom face tot pe lăsardul în același an, trebuie să fie verde pe verde ca să-l facem în Z. Și vom vedea cam de unde se potrivește, cam de aici, zic eu. Cam așa arată. Aici vom face la fel. Să fie cât mai curată teritoria. Ok, trebuie să ne grăbim. Și eu o să vină în formă de Z. Tăieturile trebuie să fie cât mai drepte. Nu să vedem, stăm un pic. Bate și vântul, vine ploaia, ne grăbim un pic. Ok, și cu cealaltă parte. Da, e problema cu vântul. Dar îl facem repejur. Cam așa arată. În Z. Dacă mă lasă vântul un pic să și lăg, este perfect. Ne asigurăm că nu sunt goluri de aer și combinatura e perfectă. Dăm un pic până jos aici să prindem bine. Și după aia venim cu folia. Sper că zici că în două mai stăm.
Are grijă, nu trebuie strâns foarte tare, dar trebuie destul de ferm încât să țină îmbinătura și să se unească cambiul. Dar nu foarte tare pentru a nu strangula seva, pentru că sunt lăstari verzi. Foarte bine, acum să mă asigur că totul e ok. Să-i dăm un pic și mai strânsă. De jos până sus. Legăm. Am avut destul de multe accidente cu briceagul de atunci, taie foarte rău și am cumpărat aceste mănușe din Kevlar care nu permite pătrunderea lamei. Sunt excelente, dar merg și mai greu cu ele la legat la, da, e sunt ok. Ok, în principiu cam asta e. Să nu uitați că neapărat se pune și în capăt. Un picuț, un strâns, doar că o să mai desfacem peste câteva zile. Să nu se deshidrateze. Ceva de genul. Dăm până jos, până aici. Și punem o pungă pe care o să o legăm. În pungă facem câteva găurele neapărat ca să respire și îl controlăm la 2-3 zile. Să sperăm că totul e ok. Deci khaki vanila pe khaki din semințe. Altoirea în Z se face doar în verde. Doar cu lăstar crescuți verzi de anul în curs. Toate cele bune, prieteni, vom reveni cu un update să vedem exact ce se întâmplă cu altoile.